Bună ziua, stimați prieteni, stimați colegi, ce mai faceți, cum sunteți? Consider că ofer foarte multă valoare făcând un timp ca să celebrăm aceste, să zic așa, metode de a cultiva cunoștința. Menționez că se efectuează zilnic, însă eu fac aceste minunate metode săptămânal, astfel încât la finalul celor 28 de zile de filmări, da, să le aveți așa într-un calup și să le puteți folosi zilnic, astfel încât să vă ajute. După cum foarte bine știți, săptămâna trecută am efectuat acest minunat live în South End of Sea, la ocean, la mare, mai bine zis, da, în Marea Britanie. M-a fost extrem de bine, a fost chiar visul meu să fac un mic video, o mică înregistrare acolo, deoarece marea este așa o parte profundă a inimii mele care îmi procură foarte, foarte multă vibrație pozitivă și recunoștință de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, să ne încânte cu creația sa, cu puterea magnifică a mării. Și pentru mine este așa oarecum șocant să știu că 12 ore există marea, apoi ea se refugiază, da? De practic este refluxul și stă 12 ore și apoi ea se întoarce înapoi 12 ore. Toată lumea este șocată, este uimită de acest proces pentru Dumnezeu foarte, foarte ușor și pentru oameni este imposibil așa o masă de mare ca să se retragă și să se apropie, dar după 12 ore. Și este fantastic acest fenomen când vezi că la un ordin masiv al unei puteri supreme, da, creația să asculte și să respecte ordinele divinității. Ei, dragilor, astăzi îmi permit ca să vorbim despre partea a șasea, o parte extraordinară despre munca noastră, însă permiteți-mi ca să share-uiesc ecranul și să puteți să vizualizați aceste părți, da? Să facem o mică recapitulare la tot ceea ce s-a discutat și până acum și să subliniez faptul că noi, adică eu, efectuez niște emisiuni educative prin care noi ne putem șlefui personalitatea și să ne realizăm visele în 28 de zile, da? Pentru că, având în vedere evenimentele mondiale și circumstanțele negative, subliniem aici că nu sunt ceea ce mi s-a întâmplat, sunt ceea ce am ales să devin, da? Mă numesc Ancuța Chiorian, sunt psihoterapeut, Theta Healing, Ho'oponopono, am terminat Academia de Business la Cambridge, de moment sunt ultimul an la psihologie după 5 ani, astăzi luna asta, adică luna viitoare, am licența, mă pregătesc pentru un examen foarte, foarte, să zic așa, vertiginos. Ce este foarte important să menționez aici este faptul că efectuez cu colegul meu cursuri de nutriție, unde fiecare persoană are dreptul să decidă să schimbe fizic viața la 180 de grade printr-un program zilnic de hidratare, detoxifiere, deparazitare și implementare a acestora pe întreaga viață. Menționez că eu sunt o persoană care mă minunez în fiecare zi de corpul uman, cât de miraculos este creat de Dumnezeu, astfel încât să se regenereze în fiecare zi și să renunț la toate bolile care noi le avem, pentru că practic nu există boală în cartea lui Robert Morse pe care noi o studiem aici, deoarece avem toxine și când le eliminăm, da, omul este spre calea vindecării. Dar aici trebuie fiecare să dorească acest pas și să mă contactați. Așa cum bine știți foarte bine, am început prima emisiune a recunoștinței din cartea Rhonda Brain, da, care a scris Secretul Legii Atracției, să ne enumerăm binecuvântările din viața noastră, da? Apoi ziua a doua avem o piatră a recunoștinței care să o avem mereu la aici la pat, unde dormim, să ne amintim în fiecare seară pentru ce suntem recunoscători. Apoi în ziua a treia avem relațiile miraculoase, să binecuvântăm
în fiecare zi pe cine cunoaștem, prietenii noștri, familia noastră, da, să o binecuvântăm. Apoi avem sănătatea radiantă, ziua a patra recunoștinței, este un lucru fenomenal să mulțumești mâinilor tale, ochilor tăi, picioarelor tale, corpului tău care te menține în viață și să fii recunoscători. Apoi ziua a cincea a fost ziua în care am vorbit despre bani și să purtăm, eu port cu mine în portofel, ați și văzut, da, un bilețel unde scriu mulțumesc pentru toți banii pe care i-am primit de-a lungul vieții mele. Acest lucru mă ajută tot timpul, da, să am un plus de bani, pentru că, așa cum vă spuneam și vă repet, eu efectuez venituri reziduale de mai multe părți, pentru că tot timpul știu că acest univers este abundent și că este posibil și dacă alții pot și eu pot. Iar astăzi ne vom focusa mai mult pe munca noastră, da? Pe zi, ca să binecuvântăm munca pe care noi o avem. Am aici un citat din cartea lui Rhonda, da? A lui Tom Robbins, care spune: dacă iei o activitate, o artă, o disciplină sau un talent și o duci cât de departe poți, depășind tot ce s-a făcut vreodată în domeniul respectiv, o vei forța să pătrundă în lumea fermecată ta, da? O lume a binecuvântărilor, pentru că practic noi suntem unici și nimeni nu este ca noi. Și îmi permit, da, ca să subliniez câteva lucruri extrem de importante aici, pentru că cum este posibil ca, da, cum a fost și Tony Robbins, cum a fost Charles Dickens și foarte, foarte mulți oameni de succes, ca să se fi născut într-o sărăcie lucie, ca să pornească de la zero, fără nicio educație, și să ajungă președinți, să ajungă celebrități și să-și clădească imperii, să devină unul dintre, să zic, sau unii dintre cei mai bogați oameni din lume. Cum este posibil ca doi oameni să pornească, da, de pe o poziție similară în aceeași carieră, iar unul să cunoască numai succese și celălalt să se zbată în aceleași greutăți de la început, indiferent cât de mult s-ar stătui? Știți care este beriga lipsă? Este recunoștința. Căci potrivit legii atracției, nu te poți bucura de succes fără a fi recunoscător pentru ceea ce ai deja. Cu alte cuvinte, fără recunoștință este imposibil să te bucuri de un succes permanent. Și pentru că suntem persoane care unii merg la muncă, da, unii poate au afaceri, dar vom începe cu cei care au un loc de muncă pentru a avea succes la locul de muncă și în plan profesional, atrăgând în viața ta oportunități, provocări, bani, idei de geniu, inspirații și aprecieri. Este absolut esențial ca să fii recunoscător pentru actuala ta slujbă sau muncă. Ca de obicei, cu cât vei fi mai recunoscător, cu atât mai multe motive de recunoștință vei avea. Acest lucru, practic, este să zic așa, cheia succesului. De ce? Deoarece, așa cum am mai spus-o, da, de-a lungul acestor emisiuni, dacă dorești să amplifici ceva în viața ta, trebuie să începi să fii recunoscător pentru ceea ce ai deja. Și iată care este cheia. Pentru că Iisus Hristos, cel mai mare învățător a tuturor timpurilor, a fondat această idee, da? Celui care simte o stare de recunoștință sau celui care are, îi se va mai da. Și celui care n-are, îi se va lua și ce are, dacă vă amintiți acest verset. Însă, practic, se referă și la recunoștință mai mult, dar celui care simte o stare de recunoștință pentru munca pe care o desfășoară, îi se va mai da și el va trăi în abundență. Celui care nu simte o stare de recunoștință pentru munca pe care o desfășoară, îi se va lua și ceea ce are. Apoi, dacă ne gândim în mod similar, dacă ești un om de afaceri, valoarea afacerii tale va crește sau va scădea direct proporțional cu recunoștința ta față de ea.
cu cât te vei simți mai recunoscător pentru afacerea ta, pentru clienții și angajații pe care i-ai, cu atât mai rapid va înflori afacerea ta și invers, înlocuirea recunoștinței cu grijile și cu alte gânduri negative conduce automat la o spirală descendentă. Aici este foarte, foarte important acest aspect, deoarece investim automat multă energie în a noastră activitate și primim în schimb mai mulți bani și mai mult succes. De aceea, dacă ne simțim recunoscători, da, vom investi mai multă pasiune, mai multă energie și zâmbete, pe când dacă ne simțim nerecunoscători, nu vom investi și atunci, practic, rezultatele se vor lăsa așteptate. Și nu vă veți simți niciodată fericiți. Practic, nu vei face decât să strici ceea ce ți se cere, iar activitatea ta va stagna și cele din urmă se va deteriora, ceea ce în ultimă instanță poate însemna chiar concedierea ta. Ce este demn de reținut aici este celor lipsiți de recunoștință li se va lua chiar și ceea ce au. Pentru că recunoștința oferită muncii este direct proporțională cu recompensele și satisfacțiile primite în schimb. Cu alte cuvinte, tu ești cel care controlează ceea ce primești în schimbul muncii tale prin recunoștința pe care o oferi. Ce este foarte, foarte important aici? Dacă ești părinte, iar munca ta constă în îngrijirea copiilor și în executarea treburilor casnice, să cauți motive de recunoștință pentru această perioadă din viața ta, pentru că este o perioadă, da, ea va trece. De multe ori aceasta reprezintă o oportunitate mică, iar dacă te vei simți recunoscător pentru ea, vei atrage mai mult sprijin, mai multe momente frumoase și mai multă fericire generată de această experiență. Pe scurt, a trebuit să-ți iubești activitatea pe care o faci în acest moment, pentru că este temporară, indiferent de ce costă ea, și să o practici întotdeauna cu entuziasm, fără să cobori niciodată ștacheta. Chiar dacă munca ta actuală nu este ceea ce ai visat că vei face în această viață, singura manieră de a ajunge să faci ceea ce visezi constă în a fi recunoscător pentru ceea ce ai deja. De aceea, sarcina pe care o ai de făcut cu această tehnică, da, despre care am discutat-o până acum, adică munca noastră, este să îți imaginezi că ai un șef invizibil care ține evidența tuturor gândurilor și sentimentelor tale legate de ceea ce faci. Că ai un business, că ai un job, că eu știu ce faci tu. Imaginează-ți că acest șef te urmează astăzi, oriunde te ai duce un carnețel în mână. Ori de câte ori găsești un motiv de recunoștință pentru ceea ce faci, el notează acest lucru în carnețelul său. Despre ești sau nu ești recunoscător. Așadar, misiunea ta este să descoperi cât mai multe lucruri pentru care să te simți sincer recunoscător, astfel încât la sfârșitul zilei șeful tău să aibă o listă mai lungă a motivelor tale de recunoștință și cu cât lista va fi mai lungă, cu atâta binecuvântarea, da, va veni peste tine și cu atâta vei simți, practic, un sentiment de abundență. Ce este extrem de important este ca să te sătuiești tot timpul astăzi, să fii recunoscător. Bineînțeles, dacă astăzi este sâmbătă, da, să te gândești și să te pregătești săptămâna viitoare, să fii recunoscătoare pentru locul de muncă unde îți desfășori activitatea. Pentru că se va declanșa așa un switch, da? Ca și practic un miracol așa divin, unde succesul tău în ceea ce faci, banii pe care îi primești în schimbul muncii tale și bucuria și împlinirea pe care le simți la locul de muncă vor fi inimaginabile. Gândește-te la toate lucrurile pentru care te-ai putea simți recunoscător la locul de muncă. Începe cu faptul că, practic, mulțumesc că am un loc de muncă. Gândește-te câți oameni sunt șomeri, fiind dispuși să dea orice pentru loc de muncă.
amintește-ți de facilitățile pe care le ai la dispoziție, cum ar fi telefoanele, imprimantele, internetul și calculatoarele. Gândește-te la oamenii cu care lucrezi și la prietenile pe care le poți lega la locul de muncă. Exprimă-ți recunoștința față de cei care îți facilitează munca, cum ar fi recepționistele, asistentele, oamenii de serviciu, curierii. Amintește-ți cât de bine te simți în ziua de salariu. În sfârșit, gândește-te la toate lucrurile pe care practic le faci și îți plac la locul tău de muncă. De fiecare dată când descoperi un nou motiv de recunoștință, spune-ți, mă simt recunoscătoare pentru și anume pentru ce. Și dă-ți voie să simți cât mai intens această recunoștință. Iar cu cât șeful tău invizibil va constata că ești mai recunoscătoare sau recunoscător, atât mai rapid va declanșa binecuvântarea la locul tău de muncă. O cât mai mari vor fi beneficiile de care te vei bucura, da? Cu atâta tu vei simți o stare de gratitudine sau de recunoștință. Este posibil chiar să generezi atât de multă recunoștință încât aceste beneficii să fie instantanee. Da? Deci, practic, instant să simți că cineva îți dă un suc, da? Sau îți plătește o înghețată. Să știți că norocul nu există accidental. Norocul ți-l faci prin muncă, prin recunoștință, prin acțiune. El este întotdeauna consecința puterii extraordinare a recunoștinței. Dacă se nimerește să practici această muncă binecuvântată în weekend în care nu lucrezi cum este astăzi, da? Sâmbătă, practic în locul e tehnica din ziua următoare sau de luni și revină la ea în prima zi în care trebuie să te prezinți la muncă. Și acum, ca o mică recapitulare, da, ca să putem să încheiem această sesiune minunată, gândește-te la toate lucrurile pentru care te puteai simți recunoscător, da? Începe cu faptul că ai un loc de muncă, gândește-te la câți oameni cunoști în acest loc de muncă și fii recunoscător, de anumite facilități pe care le ai, da? Fiecare are anumite facilități, la oameni cu care lucrezi. Și sarcina pe care o ai de făcut astăzi este să-ți imaginezi că ai un șef invizibil care te urmează oriunde te duci și ține evidența tuturor gândurilor și sentimentelor tale legate de slujba sau de business-ul pe care tu îl faci în această zi. Așadar, misiunea ta este să descoperi cât mai multe motive pentru care te simți sincer, recunoscător. Punctul 2. De fiecare dată când descoperi un nou motiv de recunoștință, spuneți, mă simt recunoscătoare pentru, da, pentru ce anume? Pentru faptul că am întâlnit-o pe Marcela sau pe Marius, da, și simte cât mai profund acest lucru. Apoi, enumeră binecuvântările din viața ta, făcând o listă cu 10 binecuvântări, notează-le alături de ele, dar și motivele pentru care te simți recunoscătoare. Apoi recitește lista după fiecare binecuvântare și spune mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc cu o intensitate cât mai mare a trăirii. Și apoi, înainte de culcare, ia în mână, da, piatra binecuvântării, piatra recunoștinței, da, și spune cuvântul magic mulțumesc, exprimându-ți astfel recunoștința pentru cel mai bun lucru care s-a întâmplat astăzi, spre exemplu. Da? Ce este foarte, foarte important, da, de menționat aici, să pot ca să subliniez, este faptul că tehnica EFT este o tehnică pe care eu o practic, vreau să o practicăm și astăzi cu munca noastră, da? Și să vă mulțumesc pentru tot că m-ați ascultat, că ați fost alături de mine. Ne vedem săptămâna viitoare cu a șaptea tehnică despre recunoștință. Și haideți acum, da, să începem da, partea noastră cu EFT. Este o parte esențială pentru mine special, deoarece este o acupunctură emoțională, da, pe care se combină cu psihologia foarte, foarte bine, deoarece noi suntem persoane
vii, care avem emoții și de multe aceste emoții stocate, resentimentele, da, provoacă bolile. Și atunci, prin această tehnică a recunoștinței ieftii, ne ajută foarte, foarte mult ca să putem să eliberăm aceste, eu știu, traume, aceste sentimente negative care pe noi ne încurcă, ne deranjează. Și haideți să începem, da? În primul și în primul rând trebuie să simțiți că o emoție negativă vă încarcă, da, propria ființă. Și în momentul în care simțiți această emoție negativă, trebuie ca să-i dați voie ca să o vedeți, da, și de la o intensitate, de la, să zic, de la 1 la 10, pe ce scară se află această emoție de puternică, da? Eu mă gândesc că dacă este, să zic, 9, trebuie să simțiți, după ce facem această tehnică, dacă va scădea vertiginos până la poate 2 sau chiar 1. Și ce este foarte important este ca să tapăm, da, de între 8 și 10 ori și să putem să identificăm emoția. Dar mă cuprinde o emoție. Simt că emoția vinovăției, a rușinii, a tristeții, da, mă copleșește astăzi, dar mă iubesc și mă accept exact așa. Simt că această emoție mă face să mă simt foarte, foarte lipsit de respect și să-mi pierd stima de sine, dar mă iubesc și mă accept așa. Această emoție mă deranjează și doresc ca ea să plece și să mă simt foarte, foarte bine. Da, deci, practic, am identificat această emoție și ce facem mai departe, vom lucra pe ea, da, și vom tapa, da? Și vom începe, da, avem să tapăm aici, da, la sprânceană, la mijlocul sprâncenei, da, avem 8 puncte pe care noi le vom tapa și vom continua mai departe, să putem să eliberăm. Și începem, da? Deși simt că rușinea, frica, vinovăția și aceste probleme mă apasă, simt cum întreaga mea ființă suferă din cauza acestei rușini, aceste probleme care mă apasă. La locul de muncă simt că acea persoană m-a supărat, m-a jignit și această tristețe mă copleșește în sufletul meu. Simt cum această durere sufletească mă apasă pentru că nu sunt apreciată pentru munca mea, pentru tot ceea ce depun, pentru efortul pe care îl depun. Și simt cum această stare internă de tristețe tot corpul meu îl înconjoară și nu mă simt. Deci, practic, am văzut această emoție negativă și acum, practic, ce vom face? Vom alege ca să îndepărtăm această emoție, da? Spunând partea pozitivă, da? Și ce vom spune? Aleg acum să mă eliberez de această emoție. Aleg acum ca să mă simt foarte, foarte bine. Aleg să las ca binecuvântările și miracolele din partea lui Dumnezeu să-mi cuprindă viața astfel încât să simt sentimentul de recunoștință pentru locul de muncă, pentru ceea ce fac, să transmit cât mai multă vibrație pozitivă, să transmit cât mai multă pace, iubire și recunoștință tuturor cu care intru astăzi în contact. Aleg acum să mă simt fericită, aleg să mă simt plină de sentimente pozitive, aleg acum să fiu în siguranță, da, și să mulțumesc acestor sentimente care au venit ca să mă conștientizeze că în viața mea această emoție are un efect negativ și să o eliberez. Aleg acum să fiu fericită, să fiu plină de recunoștință, să fac foarte, foarte mult bine, să binecuvântez pe cei care m-au venit, astfel încât să atrag binecuvântarea, să atrag fericirea, să atrag prosperitatea, abundența și starea de bine acum în viața mea,
simțindu-mă din ce în ce mai bine cu fiecare. Mulțumesc, 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 s-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit. Dragii mei, colaboratori, prieteni și estimați noi urmăritori, da, care sunteți pe acest canal de YouTube, vă rog, dacă puteți, da, și dacă v-ați simțit valoare, să distribuiți și altor persoane ceea ce ați auzit. Dacă sunteți, să zic așa, interesați de consiliere, de a intra în frumoasa noastră comunitate, de a putea beneficia de mai multe, să zic, avantaje, aveți link-ul de WhatsApp sub acest video, aveți link-ul ca să intrați pe grupul nostru de Facebook, unde chiar dorim și implicarea și, să zic așa, distribuirea cât mai multor înțelepciuni magnifice care străbat acest, să zic așa, frumos pământ, da, suntem persoane unice care avem foarte, foarte multe calități și chiar m-aș bucura să oferim și dumneavoastră valoare, să facem împreună o frumoasă comunitate pe care fiecare persoană cu darul de la Dumnezeu care îl are să poată să împărtășească, eu știu, talentul sau skill-ul pe care îl are. Eu vă doresc să aveți o sâmbătă minunată împreună cu prietenii, cu familia. Vă doresc un weekend de vis binecuvântat și ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!